Precum peștii pe care i-a așteptat cu răbdare să muște din momeala pregătită, pescarul a picat în plasa polițiștilor din Orșova. Nu a fost prins la pescuit, ci în timp ce transporta captura pentru a o comercializa. Polițiștii orșoveni au inițiat și organizat o acțiune pe raza de competență pentru prevenirea și combaterea comerțului cu produse piscicole, ocazie cu care au depistat un tânăr de 26 de ani din localitatea Jvinița, în timp ce transporta cu un autoturism pe DN57 pe raza localității Eșelința cantitatea de 111 kg de pește din speciile somn și caras, fără a prezenta documente legale de proveniență în urma controlului efectuat de către polițiști. Întreaga cantitate de pește a fost confiscată, iar tânărului i-a fost întocmit dosar penal. Polițiștii orșoveni nu se află la prima captură de braconieri piscicoli, fenomenul fiind des întâlnit în zona clisurii Dunării. De la începutul anului și până în prezent, polițiștii orșoveni au confiscat cantitatea de peste 150 de kg de pește din speciile caras, fitofag, somn și crab, fiind cercetate 4 persoane pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de cadrul legal menționat anterior. Polițiștii mehedințeni avertizează pe cei care se ocupă cu braconajul piscicol că sunt cu ochii pe ei în continuare. În tot județul, mai ales în localitățile riverane Dunării, se vor organiza acțiuni de depistare a celor care încalcă legea.